Salutare, oameni buni, și bun venit la o nouă ediție a Phototox. Suntem la 12-a, cred că la 12 am ajuns, da? Uite că perioada asta de stat acasă ne-a adus împreună, chiar dacă virtual. Iar în seara asta îl avem alături de noi pe Cristian Munteanu, fotograf, așa cum zice el. Nu vrea să-i dăm o altă aură decât cea pe care o are. Pasionat de fotografie din 2000, din câte am citit despre tine. Cei drept, știam fotografiile tale, dar știam foarte puține lucruri despre tine. Am aflat în ultimele două zile mai multe și am rămas impresionat de proiectele tale. Ai început în 2000 fotografia. Ai spus, citeam pe site-ul tău, că erai fotograf de 3 filme pe vacanță. Da, exact. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara și vouă și tuturor celor care sunt la noi. Da, exact. Am început prin 2000. Eu eram într-o vacanță și am făcut vreo 3 filme, cred, am tras. Filme pe care nu știu dacă le-am dezvoltat nici până ziua de astăzi. Dar nu m-a prins microbul, așa cum se zice. Asta pentru că jucai fotbal atunci, nu? Da, cred că încă mai jucam fotbal, e adevărat, am jucat și fotbal vreme de vreo 12-13 ani chiar. Și facem la asta, scuze că te-am întrerupt. Nici o problemă, chiar de-abia aștept. Și apoi prin 2009 sau 2010, cred că am fost într-o excursie în Atena și țin minte că mi-am cumpărat de acolo un compact sau un bridge, nu mai rețin exact, cred că mai degrabă un compact, care a făcut niște imagini banale de vacanță, turist, însă una dintre ele ieșea oarecum din acel tipar. M-am ieșit acasă și un prieten foarte bun mi-a zis că s-ar putea să mă pricep, să încerc, să văd și am luat un de 80. Da, în sensul ăsta, n-aș vrea să zic, am o că, mă rog, sună un pic pretențios. Și am luat un de 80 și am început să ies cu el pe stradă. Avantajul a fost că am început relativ târziu, ca și vârstă, că deja eram oarecum structurat și am știut din prima ce îmi place. N-am bâșbuit. Și anume strada. Am ieșit pe stradă și vreme de vreo 4-5 ani, cred că am ieșit foarte des, o dată la 2-3 zile, mai ales în primii 2-3, și mergeam câte 4-5 ore prin oraș și încercând să mă aflu unde trebuie, când trebuie. Lucru care e extrem de greu, mai ales pe stradă. Dar ai urmărit alți fotografi de stradă înainte sau te-a impresionat ceva înainte de perioada asta? Adică ce te-a făcut să mergi din prima către zona asta de stradă, către zona de fotografie documentară, jurnalistică? Da, pentru că
sunt oarecum un binat, e adevărat, dar poate revenim și la lucrul ăsta. Ce m-a făcut a fost pur și simplu un impuls de urmărit, da, mă uitam, sincer să fiu, exista înainte pentru cei mai puțin tineri dintre noi, să zic așa, exista Bad or Good. Ce vremuri. Un site foarte fain, da, unde am crescut mulți dintre noi. Și mă uitam la fotografiile lui Vlad, lui Eftenie. El era reperul meu de aici, după care am trecut să văd și ce se întâmplă pe afară și cum fotografiază ceilalți. Și bineînțeles, cel mai la îndemână a fost Alex Webb, care are o înțelegere a fotografiei și a luminii și a culorii absolut fantastic. Cred că după vremea Bad or Good a urmat vremea One Exposure, era site-ul 1x.com și multă lume a migrat acolo, că practic acolo devenise un reper în fotografie site-ul respectiv, era, și acum se publică fotografie de calitate acolo, doar că a devenit mult mai comercial față de acum 10-12 ani. E adevărat. În schimb, pe Bad or Good puteai să și înveți din micile clinciuri dintre fotografi, să vezi cum fiecare își apără punctul de vedere, cum a gândit cadrul, cum pe One Exposure era sau e un pic mai lapidar procesul, un pic mai, exact cum ai spus, mai comercial. Bun, și am ieșit pe stradă și pasiunea cred că a venit ieșind și făcând fotografii. Pofta bine mâncând. Exact, și de ce să nu recunosc că cu cât Bad or Good-ul, oamenii de acolo mă băgau în seamă mai mult, cu atât și simțindu-mă oarecum apreciat, cu atât îmi făcea mai multă plăcere. Până când la un moment dat n-au mai devenit neapărat despre a fi apreciat, ci de a simți că ai făcut cadrul care trebuie în momentul care trebuie. Deci a devenit mai degrabă o luptă între ghilimele cu mine, să fiu unde trebuie, când trebuie. Fără neapărat să vreau să mă simt apreciat, deși să recunoaștem de asta și punem podul pe Facebook și pe Temir, unde ne place să fim apreciat. E absolut uman și firesc. Ai văzut fotografia și ca pe un mod de a atrage atenția asupra anumitor aspecte sociale din viața noastră? Pentru că asta... ți-am văzut prima dată fotografiile și proiectul pe care știu și mi se pare un reper de la tine, e cel din Delta Văcăreștiului. Practic, alea sunt primele fotografii pe care le-am văzut cu adevărat de la tine și într-un set consistent de imagini și cu o poveste. Da, Marius. Ceea ce s-a întâmplat a fost următorul lucru. Cu timpul a început să nu mă mai mulțumească un cadru cu povestea lui, oricât de fain ar fi fost ea, și am încercat cumva să spun o poveste în mai multe capitole. Și atunci, absolut din nou, fără neapărat să trec prin filtrul rațiunii, am simțit nevoia să mă apuc de un proiect. Am început cu unul foarte aproape de casă, coborând după un bătrân din tramvai, am coborât toată cu el să-i fac un cadru, și am văzut peste un gard anumite lucruri, anumite familii care nu o duceau foarte bine, mă rog. Și acolo am început primele cadre. După care povestea Văcăreștiului a venit absolut natural. Eram cu Sorin, cu Vidi, și am văzut niște imagini ale Helmut Ignat, dacă nu greșesc, în National Geographic, în ediția noastră. Dar Helmut, fiind fotograf mai degrabă de wildlife, să zic, cred, că nu greșesc, erau foarte multe imagini cu păsări, cu animale din Delta. Iar eu cu Sorin am zis, uite și un cadru cu oameni. Oamenii ăștia par interesanți. Nu mergem să dăm și noi o raită să vedem ce se întâmplă pe acolo. Deci te-a interesat povestea oamenilor care... Ai găsit niște oameni care trăiau acolo și te-a interesat povestea lor. Exact. Mai mult. Exact. Era o singură imagine și de la imagine am plecat amândoi. Și am zis, hai să mergem să vedem ce se întâmplă aici, că pare foarte interesant niște oameni să stea în vasii sălbăticii asta. Și am mers și așa a început proiectul. Bine, a început proiectul cu niște câini care ne-au atacat un pic, dar mă rog, am supraviețuit și am coborât între oameni. Printre oameni am început să le explicăm despre ce vorba, a fost destul de greu la început, pentru că erau foarte, acum din păcate nu mai locuiesc acolo, din păcate, nu știu, poate din fericire.
foarte reticenți în primă instanță, după care, odată cu zilele care treceau, s-au liniștit pe partea de reticență, dar au început pe partea de a nouă CNS. Și e greu să le spui unor oameni că vă ies niște fotografii. Asta pot să confirm și că am fost acolo de două ori. Am fost chiar cu un prieten care a venit din Londra și m-a întrebat, bă, ce ar fi interesant de văzut aici. M-am gândit la Delta prima dată, nu neapărat la oamenii care trăiau acolo, pentru că nu știam. Ci pur și simplu, hai să-ți arăt o oază de sălbăticie în mijlocul orașului. Băieți, dacă îmi permiteți puțin, ați uitat să vă umpleți paharele de vin. Ați intrat direct în vorbă, așa? Ați intrat direct în vorbă. E normal că, na, de asta ne-am și strâns aici. Grama Wines de la Iași ne-au mai trimis încă un pachet de autoizolare. Da? Le-a plăcut discuția noastră trecută și au zis că merităm încă o sticlă cu vin în seara asta. Ciognim acum să ciognim și cu... Desigur, stai, nu mai puțin. Da, până-mi pun în pahar, aș vrea să-i salutăm și pe cei care sunt online cu noi acum. Sorin Oancea, Andra Elisa, Barbu Mateescu, Marian Sterea. Salutare tuturor! Mihai Sariu, Cătălin Soto, salutare oameni buni! Sper că sunteți bine! Bine v-am regăsit! Și acum, băieți... Așa... Să ne întoarcem la ce povesteam și am găsit oamenii ăștia acolo. Și la fel ca și tine am fost interesat ce e cu ei, pentru că trăiau cumva la margine. Era marginea de, nu-mi dau seama dacă e sud, vest sau sud-est a Deltei, nu mai am un reper acum. Ci pur și simplu i-am găsit acolo și am văzut că făceau baie, se scăldau în zona respectivă. Și tipul ăsta venit din Marea Britanie, chiar era fotograf și el era interesat. Zice, bă, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Putem să-i întrebăm? Și a zis, băi, hai să ne apropiem, să vedem care-i treaba. Eu știam că ar putea fi reticenți, pentru că așa se întâmplă de multe ori. Și am tras câteva cadre, ne-au spus că nu vor să fie fotografiați și am plecat de acolo în primă instanță și am început să ne mișcăm. Doar când ne-am mai apropiat, cum ai zis și tu, că dacă te întorci acolo, oamenii parcă se mai destresează un pic, ne-au lăsat cumva să le facem câteva cadre. Iar când am plecat, ne-au întrebat, ce boss, nu ne dai și nouă ceva? Da, exact. Reticenți erau pentru că primăria venea periodic și le dărma cocioablele. Și asta era povestea, da. Exact. Toți credeau că suntem de la primărie. Referitor, revenind, noi am început cu o singură familie care a înțeles și a zis, ok, dacă ne aduceți poze cu copii, și asta e în regulă. Pe cealaltă n-am vrut să le fotografiem eu și cu Sorin, tocmai din acest motiv. Cu timpul, văzând ceilalți că ne ducem fotografii, normal, au fost foarte interesați, pentru că voiau să se vadă și în fotografii. Și așa, practic, am reușit să intrăm, fără să facem compromis, să intrăm acolo în Groapa București. Până la urmă, Sorin a încheiat proiectul mai devreme, iar eu, până la urmă, am ajuns să mă ocup doar de o singură familie care mi s-a părut mai... expresivă vizual, să zic, un fel de chintesență a tuturor familiilor care erau acolo. Asta voiam să te întreb, cam cât a durat proiectul ăsta, dacă l-ai încheiat încă sau te mai... Mă rog, acum nu mai ai cum să te întorci acolo, pentru că oamenii nu mai sunt de 2 ani și jumătate, dacă nu mă înșel, 3 ani. Gata, cam așa. Oamenii nu mai sunt. Proiectul, asta spuneam și înainte ție, pentru că sunt destul de sincer, o să spun și lucruri care nu sunt tocmai avantajoase pentru mine, și anume faptul că nefăcând o școală sau un curs despre fotografie documentară, eu n-am știut exact foarte bine ce vreau de la acel proiect, astfel că primii 2 ani am fost foarte împrăștiat cu imagine, n-am știut exact ce caut și ce vreau să exprim. Cu timpul s-a cristalizat ideea, însă apoi a apărut o altă problemă. N-am știut când să plec. De obicei nu știu când să plec. Nu știu când să închei ceva. Și atunci am tot răgănat și tot mă trezeam dimineața și mă gândeam, apropo, proiectul ăsta a fost făcut pe banii mei, fără niciun sprijin, fără nimic. Și mă tot trezeam dimineața și mă întrebam, ok, bun, și acum dacă e un cadru care e foarte interesant acolo, iar eu nu sunt. Și chestia asta m-a împins întotdeauna să... Un fel de fear of missing out, ceva, da. Se întâmplă exact. Pe... Exact. Și chestia asta m-a făcut, teama asta de care vorbești tu, m-a făcut să mă duc periodic, chiar și atunci când practic nu se mai întâmplau lucruri. Și deci, totuși... Practic, la început n-ai avut un scop anume să fotografiezi în
în zona respectivă, ci scopul a venit mai târziu, dacă a existat scopul ăsta. Am vrut doar să arăt viața lor, atât. Apoi mi-am făcut un scop din a documenta parcurgerea timpului a unei singure familii, mă rog, cum să zic eu, cristalizarea proiectului a constat în asta, în a urmări o familie pe durata 2 ani, cred, 2 ani și mai bine, 3 ani chiar, anume a lui familia Enache, mă rog. Iar revenind la ce ai spus tu, am fost și am fotografiat și în apartamentul în care s-a mutat imediat după ce a plecat din... Deci ai urmărit povestea? Până aici. Aici s-a terminat. Ar fi interesant tot ce fac astăzi, cum o duc. Ți-ai pus întrebarea asta? Da, pentru că mai țin legătura din când în când, mai ales cu unul dintre fiii lor, un fiu mai mare, mă rog, mai țin legătura și sunt relativ ok. A făcut și Radu Ciorniciuc și Lina, au făcut un, și Mircea, au fost trei oameni care au lucrat și au făcut un documentar foarte fain, care a fost și la Sundance, au făcut un documentar cu ei și, mă rog, au reușit până la urmă să se mute de acolo, ceea ce e foarte important dintr-un punct de vedere, și anume că erau oricum dați afară. Din alt punct de vedere, a fost foarte greu pentru ei, pentru că deoarece erau obișnuiți cu ce se întâmplă acolo și le-a venit foarte greu să se obișnuiască, să stea, pardon, într-un apartament undeva la bloc. Mai ales copiilor, care erau obișnuiți să alerge, să se scalde, să pescuiască, să facă tot felul de lucruri de genul ăsta. Uite, stăteam de vorbă cu niște fotografi la un moment dat într-un anume context, nu români, erau străini, și vorbeam fiecare de gen fotograf, cum e văzută fotografia documentară în țara lui. Și cumva unul dintre ei a zis că, băi, mie mi se pare că în România e cumva percepută și asociată cu niște cazuri sociale, cu mizerie, cu... Tu cum vezi lucrul ăsta? Crezi că fotografia de documentară se întinde doar până acolo sau... Nu, pe uite, de exemplu, în ultimul timp, documentaria, care e un grup format din 4 oameni, au făcut niște lucruri extraordinare. Adrian Câț, Ioana Moldovan, Pungovski și Bogdan Dinca și-au făcut niște lucruri foarte faine, care nu au legătură neapărat cu cazuri sociale, așa cum... Asta se vede în afară mai mult, așa, asta zic. Da, da, pentru că am senzația că a fost și un exod de fotografii imediat de după Revoluția, ale unor fotografi foarte mari, și atunci s-a întipărit chestia asta cu copii ținuți în orfelinate, cu bătrânii, și atunci s-a tipărit undeva în conștiința comună a străinilor că la noi despre asta e vorba. Dar îți spun, avem oameni care fac niște proiecte foarte faine, documentare, care n-au nicio legătură cu cazurile sociale, în sensul de amărâte. Și oricum, nu văd nimic rău atâta vreme când nu te apuci să fotografiezi oameni amărâți, adică cerșetori pe stradă. Nu văd scopul final ar fi mai degrabă de conștientizare și cumva să atrage atenția asupra ceea ce se întâmplă în... Nu putem vorbi de o comunitate acolo în Delta Văcăreștiului, ci pur și simplu să atrage atenția asupra modului în care trăiau familiile respective acolo. Să atrage atenția și... Scopul meu, unul dintre scopurile mele a fost să atrag atenția și pentru că anumiți oameni care pot să ajute într-un fel sau altul, dacă doresc și dacă își permit. Și s-a întâmplat asta? Adică s-au găsit oameni care să vină în ajutorul tău? Sau să te... Da, s-au găsit oameni care au venit în ajutorul lor și mi s-a părut absolut firesc. Nu pot, cum să spun, sunt fotograf, dar înainte de a fi fotograf sunt om. Adică mi-am pus și problema asta de... Am empatizat oarecum. Și dacă oamenii au vrut să vină și să ajute, mi s-a părut absolut normal. În fond, cred că ăsta e scopul final al unui proiect de genul ăsta, oriunde ar fi în lume, nu neapărat în România. Și eu cred la fel. Îți spun o mică povestioară de la care am pornit. La un moment dat mi-am făcut abonament la WordPress, la albumul WordPress Photo, care este după fiecare ediție a concursului. Și am dat acolo peste o fotografie foarte faină cu niște fetițe din Iran, dacă nu greșesc, care jucau basket, și am intrat să citesc povestea, am intrat pe net să citesc povestea. E, fotograful a luat, dacă nu greșesc, a câștigat un premiu de $1,000. Nu contează unde. E, banii aceia a donat fetițelor să-și cumpere echipament și mingi de basket. Foarte frumos asta. Pentru mine despre asta. Pentru asta mi se pare că e făcută fotografie. Pentru mine despre asta e vorba, exact așa m-am gândit și eu și exact așa am simțit și eu.
Și am simțit și eu, da. Dar cred că am divagat enorm de la întrebarea. Nu contează, până la urmă asta ar trebui să fie o discuție liberă, nu neapărat să ne ținem de un subiect anume. Oamenii cred că pot să sintetizeze din discuția noastră lucrurile care interesează. Scuze-mă un pic, revenind la ce spuneam la început, a fost bine pentru mine că am început fotografia pe la vreo 30 de ani, cred, pentru că eram deja structurat și... Da, exact. Am reușit să ard niște etape mult mai repede, adică n-am umblat neapărat după ghiocei și după alte lucruri, dar că de altă parte mi-ar fi plăcut să încep mai devreme pentru că aș fi putut să aplic la diverse facultăți, să fac diverse cursuri care să mă ajute să mă canalizez, să te îndrume, exact, mai lesne, da, fără să baci o câmpii și să bâșbâi prin Băcărești. Ai găsit un mentor până la urmă? Ai pe cineva care te-a îndrumat, te-a ajutat, chiar dacă nu vorbim de o facultate, de o universitate sau de un curs de specialitate? Da, dacă ai găsit suport în comunitatea fotografilor de la oameni care poate sunt specializați? Nu, din păcate nu. Vadim la un dat am vorbit cu el și încercat să mă îndrume, dar în rest nu. Tocmai de asta eu am încercat pe cât posibil să-i ajut pe oamenii care au venit către mine cu portofoliu și atât cât mă pricep și cât am văzut și cât am învățat și cât am citit, să încerc cumva să-i ajut în sensul ăsta. Tocmai de asta fac parte din organizarea concursului LICART, care e concursul de fotografie pentru liceeni, și acolo interacționez cu ei și avem oarecum niște discuții pe marginea fotografiilor lor și încerc să-i îndrum puțin. Dar mi-ar fi plăcut să existe astfel de oameni și la noi, oameni mai pricepuți ca mine, care să facă lucrul ăsta. Vorbeam puțin înainte de să intrăm live despre modul în care abordăm un subiect anume. Înainte, când ai zis că te-ai apucat de fotografie la început, nu știai exact care e modul de abordare, din câte am înțeles eu. L-ai găsit astăzi și dacă da, cam cum abordezi subiectele pe care le găsești? Cum le cauți? Vă crește, în primul rând, trebuie să încep cu a te documenta. Să vezi dacă acel subiect s-a mai făcut și dacă s-a mai făcut, cum s-a mai făcut. Dacă s-a făcut într-un mod în care ai fi vrut și tu și fotografiile sunt foarte bune, eu zic că ar fi mai bine să te gândești la altul. Dar sigur că poți să încerci și tu. Eu, de exemplu, când am început Văcărești, m-am uitat să văd ce s-a mai tras acolo și am văzut fotografiile unui italian, care la un dat aveam și ideea, chiar la F64 vorbisem să facem o expoziție jumate el, jumate eu, pentru că el a fost prin 2000 sau 1998-2000 perioada aia și erau alți oameni, el a tras pe film, sunt alte culori, e despre cu totul altceva. Am văzut ce a făcut el, am zis ok, bun, el a făcut așa, eu hai să încerc și să fac altfel. Deci în primul rând cu documentarea începe. Unde eu cam sufăr cu documentarea, dar mă rog. Prefer să iei camera, o pui la ochi și intri direct în poveste. Da, dar nu e întotdeauna cel mai fericit mod. Sau e în foarte puține cazuri cel mai fericit mod, mai la fotografie documentare. Referitor la apropiere, e foarte important să știi să le vorbești oamenilor în asemenea fel încât să te înțeleagă. Să le vorbești pe limba lor. Da, dar n-am vrut să zic așa pentru că suna oarecum peiorativ și m-am ferit de sintagma asta. Am zis-o eu acum. Da, e ok. Poți să o repet și eu dacă vrei. Pe de altă parte, eu sunt și un pic scorțos, cred. Și atunci, pe mine m-a educat într-un fel să fiu mai puțin rigid, să fiu mai maleabil și să încerc să îmi spun punctele de vedere cât mai clar ca să nu existe dubii. Deci asta e foarte important în fotografie documentare. Adică, oamenii practic, scuza-mă că te întrerup un pic, Cristian. La un moment dat am călătorit în Nigeria și l-am cunoscut pe unul dintre ambasadorii Canon de acolo, numele lui este Tom Sutter, și povestea că în momentul în care el își începe proiectul, să zicem, la care s-a gândit, durează o lună, două, în care el nu fotografiază absolut deloc, ci pur și simplu merge în zona respectivă,
caută oameni, discută cu ei, se împrietenește, stă de vorbă. Cam la procesul ăsta te gândești și tu, nu? Bănuiesc că da, așa ar trebui să fie. Exact, minus faptul că eu nu am banii lui Tom. Și atunci e mai greu să-mi permit să stau o lună, o lună jumate și să mă plimb prin sat, să mă cunosc cu oamenii, că după aia mi-e teamă că după luna aia trebuie să mă întorc acasă pentru că nu mai am bani. Dar, într-adevăr, așa e ideal. Uite, de exemplu, în Dobrogea, în care este un tărâm, ca să zic așa, pe care recomand tuturor. Neexplorat, Florea. Da. Suficient. E, da, exact. Insuficient, explorat. Recomand tuturor fotografilor care vor să facă fotografie documentară, pentru că încă e autentic, încă se păstrează. Acolo, da, o zi am mers cu camera, dar n-am fotografia neapărat. Am mers ca oamenii să se familiarizeze cu circul, practic, eu spin circul. Să mă vadă și să umble, să umble circul la figurat, sper. Să umble vorba din poartă în poartă. A venit un nene cam dement, se plimbă cu aparatul pe aici și vrea să ne facă poze. Și nu e de la primărie? Adică nu e la primărie. Și pare. A fost tocmai ideea asta de a se familiariza cu mine și cu faptul că aș vrea să le fac la un moment dat niște fotografii. E foarte important, într-adevăr, dacă îți permiți, e chiar foarte important. Mai mult, dacă o să stai o perioadă mai îndelungată, vorbind cu ei, îți dai seama și cine teoretic ar putea să fie interesant dincolo de fizionomie, să zic, dincolo de vizual. O să te intri în casă oamenilor, te invite să vezi ce se întâmplă și acolo. E mult mai, cred că e mult mai adânc, mai profund să începi așa. Repet, în cazul în care îți permiți lucrul ăsta. Bun, după o zi am început să fac fotografii și deja se observa că oamenii erau mult mai puțin refractari la idee. Pentru că în Dobrogea am fotografiat niște comunități de turci și tătari și nu e Fântâna Mare, cred, acum vreo 5 ani. Nu sunt. Sunt niște oameni foarte de treabă, dar trebuie să-i cunoști un pic, adică trebuie să se familiarizeze cu tine, atât de tot. Păi, cred că până la urmă despre asta este, nu știu cum să-i spun, unul dintre motivele fotografiei cu adevărat bune. Faptul că te-ai dus acolo și că oamenii s-au împrietenit cu tine și că poți să-i fotografiezi în mediul lor fără ca ei să se întrebe, băi, dar ce face omul ăsta cu fotografiile, unde le duce, pentru că se întâmplă asta. Adică e una dintre barierele pe care le primești atunci când vrei, le întâlnești atunci când vrei să îți începi un proiect într-o anumită zonă care poate fi mai favorizată sau mai puțin favorizată. Te lovești de bariera asta. Ce se întâmplă cu imaginile, de ce ai venit aici, ce vrei să faci cu ele, vrei să faci bani cu ele? Pentru că mulți se întreabă, ce, băi, ai venit aici, na, noi nu vrem să faci bani cu noi. Sau dacă vrem, trebuie să ne dai și nouă. Da, sau dacă vrem, trebuie să ne dai și nouă. E foarte important, mai ales că am observat de-a lungul timpului, am văzut destul de multe fotografii din diverse zonele României și la unele, chiar dacă probabil fotograful nu-și dă neapărat seama, se vede că subiectul e crispat. Oarecum. Se vede pe fața lui că e crispat, că nu știe exact ce se întâmplă. Ok, bun, îmi face o poză, e foarte drăguț, vreau să-mi face o poză, tuturor ne place. Mă rog, poate nu tuturor, mie de exemplu nu, că nu sunt fotogenic. Dar se vede pe fața lui că sunt puțin crispați. Cu cât petreci mai mult timp într-o comunitate, tot oamenii la un moment dat nici măcar nu se mai bage în seama. Se obișnuiesc cu tine, clar. E, da. E dacă nu pe tine, măcar aparatul foto nu o să se bage în seama. Și atunci poți să faci treaba absolut în relaxat și în liniște. Că asta vorbeam și cu niște colegi de fotograf de nuntă și noi suntem, eu fac parte într-o comunitate mai degrabă de fotograf de nuntă, mă ocup și de alte proiecte în paralel, dar în fotografia de nuntă e exact la fel. Oamenii trebuie să stai cât mai mult în prezența oamenilor pe care vrei să-i fotografiezi, ca ei să uite de tine, practic, să nu-și mai dea seama că ești acolo. Te respect pentru faptul că faci fotografie de nuntă. De exemplu, mie mi-a, de vreo 5 ani încoace, mi-e foarte mare teamă că mă apuc de fotografie de nuntă, deși e un mijloc. Apropo, din fotografia documentară nu prea se câștigă bani, decât dacă obții granturi și alte chestii. Și am vrut să mă apuc de fotografia de nuntă și din acest motiv, dar întotdeauna mi-a fost teamă că s-ar putea să ratez nunta oamenilor. Și teoretic n-ar mai face și pe a doua. Sau dacă ar face, nu mai uitească mine. Deci, dar mi-ar plăcea, sincer să fiu, mi-ar plăcea în schimb să fiu al doilea fotograf la fotografie de nuntă, pentru a putea să
fiu și mai liniștit și să fac și ce tot ce da, nu ai presiunea aia de a fi în față, de a răspunde cererii clientului întotdeauna, ci pur și simplu să faci absolut ce simți, ce vrei și să vezi niște momente pe care fotograful principal n-are cum să le vadă niciodată. Exact. Modul meu. Eu așa fotografiez de aproape 4 ani, îmi place să merg ca fotograf, ca al doilea fotograf sau ca fotograf secundar și e fabulos. E foarte fain. Da. Băieți, hai să ne uităm și puțin ce zic oamenii pe net. Am, uite aici o întrebare de pe YouTube, pentru că, na, așa cum am tot zis și data trecută, de două ediții sau de trei ediții deja suntem live și pe YouTube. Și pe YouTube și Alina Maria întreabă: ce sfaturi, pași ar trebui să urmeze un fotograf amator privind fotografia documentară? Până acum ați spus câteva informații utile, dar poate mai sunt câteva în plus. Care ar fi pașii? Informarea, din câte am zis, nu, primul pas ar trebui să fie. Da, în primul rând trebuie să urmărești știri sau site-uri care îți pot da subiecte faine, pe care nu le-a făcut multă lume. De exemplu, acum câțiva ani am citit absolut întâmplător, acum vreo 2 ani, cred, n-am făcut proiectul ăsta și poate că o să apuc să-l fac, cine știe, despre un sat din România care are 5 locuitori. Pare foarte la îndemână, foarte lezne, nu știu unde, scrollam pe cine știe ce site-uri și mi-a sărit în ochi chestia asta. Pare o poveste demnă de Siberia. Da. Da, exact. Pare ceva foarte fain, nu o să spun numele satului, dar acum totul e foarte simplu să caut, să vezi, contează mai puțin, m-aș bucura că... Nu vrei să ne dai subiectul. Păi nu, că deja l-am dat. E acum poți să intri doar online și să caut. Dar, repet, mi-ar plăcea ca cineva să meargă și să facă subiectul, n-am avut nicio problemă cu lucrul ăsta. Deci, în primul rând, da, asta, să te informezi. După care să vezi ce s-a făcut pe subiectul ăla, dacă s-a făcut ceva, dacă nu s-a făcut ceva și e interesant, e cu atât mai bine pentru tine. Chiar dacă s-a făcut, iar tu e o altă manieră de a vedea lucrurile, repet, mergi și fă-l. Problema e de unde obții finanțare. Dacă nu ești într-un grup, într-o asociație și să aplici la, să știți, să faci niște proiecte, să aplici la niște granturi, niște burse, e destul de greu. Sunt și în România, să mai dau burse din când. Eu cred că după informare ar trebui să îți definești foarte bine scopul. Ce vrei să obții de la, cu proiectul respectiv și ce să obții de la el. Da, exact. Trebuie să vezi ce s-a mai făcut și apoi, în funcție de ce s-a mai făcut, dacă s-a mai făcut, să-ți faci un fel de plan. Ce vrei să... de unde pornești și unde vrei să ajungi. Bun, apoi vine problema banilor. Dacă poți să-l faci pe banii tăi și apoi eventual să-l vinzi, dacă reușești să-l vinzi, nu știu unde, că în România nu mai există decât o singură revistă de fotografie și ultima oară când am vorbit cu cineva de acolo mi-a zis, da, vei fi... ți se va vedea numele în revistă, vei avea... există și un termen, am scapat acum. Expunere. Și am zis, ok, bine, mulțumesc. Ne mai auzim și cu alte ocazii. Deci poate doar să-l dai undeva afară, dacă vrei. Și mai bine să faci fotografie documentară, ca să închid un pic bucla asta, e să ai un loc de muncă stabil și o slujbă de unde să iei bani. Așa e cel mai bine. Și apoi să faci fotografie documentară. Pentru că, repet, sunt foarte puține burse și foarte puține granturi și de obicei ajung la anumiți oameni. Crezi că există anumite favoritisme în domeniul ăsta, în acordarea acestor granturi? Adică sunt niște oameni bine stabiliți de dinainte care au acces la... Nu-mi place să cred asta, nici nu cred asta și nici nu mi-a plăcea să cred chiar dacă aș crede. Însă e absolut firesc că atunci când niște granturi se dau să se dea anumitor oameni care au mai făcut treabă până atunci. E clar că trebuie să te duci cu portofoliu acolo, nu te duci bine la vânătoare și arăți că nu ai nimic ca să... Dar eu am ajuns, uite că tot am ajuns la subiectul ăsta și ți-am pus întrebarea, eu am ajuns la concluzia că în fotografia documentară e mai degrabă despre cine cunoști, nu neapărat de fotografia în sine. Adică trebuie să ai anumite relații, anumite conexiuni, să cunoști anumite persoane ca să poți să ajungi la granturile respective. Evident, dacă ai portofoliu adecvat. Marius. Din păcate așa, acum nu am fi noi cei mai talentați fotografi din România, dar din păcate așa merg uneori lucrurile pe la noi pe aici. Uite, eu pot să-ți dau un exemplu. Eu n-am zis că la granturile respective ajung fotografi netalentați. Sigur. Pur și simplu că... Sigur.
sigur, se ajunge sigur, pe o filieră deja bine cunoscută și e normal, așa e în fotografie, despre cine cunoști. Fără îndoială, ți-am spus, cred că e despre chestia asta în general, nu neapărat în fotografie. Uite, îți dau un exemplu. Am câștigat la un dat cu cineva o bursă de 2000 de euro și n-am discutat înainte cum se vor împărți banii între cine scrie și cine fotografiază. Și am avut marea surpriză că după ce am câștigat să mi se ofere 10%, pardon, din suma. Motiv pentru care am ieșit din proiect. Deci există și astfel de momente în care fotografii sunt priviți ca niște unii, care fac niște poze. Care apasă un buton și e simplu de apăsat butonul. Exact. Respectiv. Sau fac cu telefonul și știi pe ideea, pe pozele le pot face și cu telefonul. Deci sunt diverse mici probleme în fotografia documentară și trebuie să fii oarecum abil și sociabil, să zic, ca să te poți fofila și să poți ajunge unde trebuie, și anume la bani, ca apoi să-ți permiți să faci anumite proiecte. Mă rog, da, hai să închidem chestia asta, că e mai puțin important. Da, am deviat un pic de la întrebarea respectivă, da. Pașii, care ar fi pașii către Ce-am mai învățat, eu țin minte și răspund fetele respective, am uitat din păcate numele, scuze. O altă chestie, apoi, ceea ce am învățat și eu pe pielea mea, nu trebuie într-un proiect, atunci când îl finalizez, da, și păstrez, nu știu cum să zicem, mai să zicem 12-20 de poze, nu trebuie să ai numai lucruri extraordinare. Pentru că, surprinzător, am învățat asta la un editor, surprinzător, dacă ai numai fotografie extraordinare, să zicem, da, am dat privitor obosește. Nu-i se mai pare a 10-a foarte faină, pentru că deja a văzut 9 la fel. E, atunci există un anumit ritm. Când trebuie să existe informație, trebuie să prezinți locul sub o formă sau alta, exact. Trebuie să existe diversitatea unghiurilor de fotografiere, adică să fie și ceva larg și ceva strâns și detalii și... Să ai detalii, să ai portrete și din când în când să ai câte o, hai să zicem, câte o nestemată de asta, din când în când. Câte o fotografie foarte faină, da, deci care ar fi... Povestea nu e doar despre cadre spectaculoase, ci trebuie să fie un tot unitar care să spună povestea cât mai bine. Da. Bun, uite că aveam aici o întrebare și mă întrebam, crezi că e nevoie, nu știu, care e modul de a primi aprobare atunci când fotografiezi pe stradă din partea subiectului tău? Adică, nu știu, pui camera la ochi și ai tras un cadru, dar dacă subiectul respectiv, nu știu, face un portret, spune că nu vrea să fie fotografiat, să fie fotografiat. Nu știu, cum obții aprobarea asta pe fotografia de stradă? Și apoi o să urmeze o altă întrebare pe care o luăm de pe chat. Să știi că m-am lovit destul de mult de lucrul ăsta în primii ani de fotografie de stradă și... N-am, să zicem, nesimțirea lui Bruce Gildens de a sări în fața ta, dar n-am nici buna creștere de a șterge fotografia când îmi ceri, pentru că, decât atunci când consider eu că e nevoie, pentru că și dintre cele 25 de fotografii care rulează, cred că rulează, e una, bănuiesc că s-a văzut până acum, cu un cuplu în tramvai care se sărută, și cu un trandafir, mă rog. În spatele tramvaiului, da. Perfect, bun. E, ca să tot vorbim pe ceva aplicat. Imaginea aceea a fost foarte bine primită de cei doi, pentru că m-au văzut la un dat după ce am făcut cadru și, mă rog, s-au auzit de fapt că am declanșat, pentru că m-am dus destul de aproape, am făcut 2-3 cadre și la un dat s-au întors. Și au zis, dacă putem să avem și noi fotografia, ok. Le-am tăguit, le-am dat și fotografia, tot a fost ok. E, după o anumită perioadă, fata a venit și a zis, am un nou iubit care e gelos și vrea să știe fotografia. Și mi s-a părut, adică teoretic aș fi putut să o șterg. Practic n-am făcut. Asta pățim și noi la anunț, spre exemplu, când se întâmplă și la noi să avem odată la ceva timp o situație de genul ăsta. Se desparte un cuplu și dacă noi am postat la vremea respectivă pe blog, unul dintre ei revine și ne spune șterge, te rugăm frumos, uite, s-a întâmplat așa, așa, așa. Noi de obicei le șterge, adică eu personal le șterg. Da, eu n-am făcut lucrul ăsta pentru că, în primul rând, mă poți bloca sau poți, nu știu cum a ajuns la fotografia respectivă e noul iubit, dar mă poți bloca sau poți face orice altceva. Și în afară de asta, ca să revenim la întrebarea ta,
E vorba de un spațiu public. Ți-ai asumat ceva făcând într-un spațiu public. Sigur că nu o să te fotografiezi niciodată băgându-ți deci un nas, de exemplu, că nu e ok. Dar atâta vreme cât te săruți sau cât te ții de mână sau faci chestii de genul ăsta absolut normale și firești și chiar faine, îți asumi. Fie și faptul că ești într-un anume oră, pe o anumită stradă și poate că nu trebuie să fii acolo. Și poate dacă te fotografiezi cineva vede. Îți asumi toate lucrurile astea pe stradă. Și atunci îmi vine mai greu să șterg fotografiile pe care le fac într-un spațiu public. Chiar dacă teoretic și practic omul poate să înceară lucrul ăsta. S-a întâmplat când fotografie oricum nu era cine știe ce, omul a zis ok, știi, te rog, și am zis bun. Au fost momente în care n-am făcut fotografie, am dus aparatul la ochi, am așteptat o reacție, reacția a fost negativă și am lăsat aparatul la ochi și am plecat. Aici vreau să ajung, zic că ăsta ar fi un mod de a obține o aprobare din partea subiectului pe care îl fotografiezi. Dacă ai dus camera la ochi și zâmbești un pic și subiectul îți aprobă practic fotografia nespunându-ți nimic, ăsta practic e un mod de a-ți aproba fotografia respectivă. Sigur, dar se întâmplă următorul lucru. Nu mai e natural. Dacă te-a văzut că ești cu camera la ochi, nu mai e natural omul respectiv. Tuturor ne place să jucăm un pic atunci când suntem în fața unui aparat sau unei camere de filmat. Nu mai suntem la fel de naturali. Da, dar e o discuție destul de lungă și complexă legată de aprobarea. Da. Atunci când faci fotografie de stradă sau, mă rog, chiar și fotografie documentară, că vorbeam mai devreme despre proiectele tale. De exemplu, și vine o întrebare din public, uite, că asta aici voiam să ajung, zice, cum aplici regulile impuse de GDPR în street photography? Păi, din fericire, eu în ultimul timp nu mai fac fotografie de stradă, deci nu trebuie să aplic nimic, dar dacă ar fi fost, îți răspund, nu cred că aș fi respectat neapărat litera asta a legii. Cred că în continuare aș fi făcut ceea ce îmi place când îmi place. Asta cred că e deja un risc acum, pentru că e o discuție destul de lungă pe tema GDPR-ului și... Sigur că e un risc, dar am... Nu știu cum să zic. Poate... E destul de ambiguă legea, asta vreau să zic. Poate naivitatea de a crede că ceea ce fac eu ca fotografie nu lezează imaginea omului în cauză. Uite, să dau un exemplu. Atunci când eram foarte la început, ieșeam pe lângă casă, aveam același drum până ajungeam la metrou, ca să mă duc în centru, și am fotografiat un bătrân, aș zice, la vreo 60 de ani, nu știu dacă neapărat bătrân. Ok, să zicem bătrân. Și s-a sesizat. După ce am trecut, s-a văzut și a zis, dar dumneata, și am zis, uitați, fac o fotografie, nu e nimic grav, nu e nimic, nu fac nimic. Bine. Peste câteva luni era îmbrăcat altfel din spate, nu mi-am dat seama cine. L-am fotografiat din nou când am ajuns și s-a întors cu fața. Sunt de la poliție. De cea două ori era convins că sunt la poliție. Și a trebuit să stau să explic că nu sunt de la poliție, să scot legitimația, să scot buletinul, că nu sunt de la poliție. Păi nu, că mă urmăriți. Zic, nu mă urmăresc, că ne-am mai văzut acum 3 luni, zic, dacă vă urmăream în fiecare zi, așa am învățat că se face din filme. E bine, după vreo 2 săptămâni, s-a întors, era cu pelerină cineva de ploaie cu umbrelă și așteptam să se întoarcă. Când s-a întors era domnul, a lăsat aparatul infantaneu jos, el bineînțeles că m-a văzut, n-a apucat să zică nimic pentru că lăsasem și mi-am dat seama că nu reușesc decât să deranjez subiectul și cadrul și karma între ghilimele și atunci e mai bine să ocolesc. Se întâmplă astfel de momente când e mai bine să ocolești și au fost momente în care am ocolit. Existând, cum să zic, refuzul ăsta tacit, vizual, dacă vrei. Dar în principal, nu fac lucrul ăsta, nu făceam, fotografiam. Da, uite, tot Sorin Oancea te întreabă, cum te duci să faci fotografii, imagini mai bune? Cum mă duc sau unde mă duc? Nu, cum te duci? Cum mă duc? Practică, cum te educi? Cum mă educ? Scuze, acum am înțeles, perfect, educ. Există la aniversarea 100 de ani de National Geographic, recomand celor care doresc să caute, există un clip. Bun, foarte mari fotograf, vorbesc despre fotografie, cum le-au făcut, fotografia iconice, cum le-au făcut, în ce condiții. Bun, se termină, se duce imaginea, rămâne doar sunetul și fotograful respectiv spune, dar am uitat să zic ce era mai important.
Și cameramanul zice, dar sunetul încă merge, o să spui. Mă rog, puteți să spuneți. Și a zis, a zis următorul lucru, fotografia ta este la fel de interesantă pe cât e interesant subiectul în fața căruia stai. Deci, un mod de a te educa este să cauți subiecte interesante, fie și în fotografiile celorlalți. Pe mine, de exemplu, m-a ajutat, acum că tot am înțeles că era vorba de duc, nu de duc, pe mine m-a ajutat foarte mult să mă uit la, la filme. Văd 4-5 filme, vedeam până în care... Ba nu, vorbesc prostii, că și acum văd, cred că mai multe, 4-5 filme pe săptămână. Ceea ce poate semna foarte mult, este poate, însă multe dintre ele au niște cadre, au niște imagini, mă rog, pe care le opresc și mă uit la ele ca la niște fotografii, ca la niște cadre. Evident că există și un director de fotografie acolo care s-a gândit exact la toate lucrurile astea. Care e foarte important. Mă uit la fotografii. Apoi, modul în care eu m-am autoeducat la început a fost să mă uit la ce se câștigă la concursuri, deși cu timpul mi-am dat seama că nu întotdeauna, că și oamenii din juriu sunt, oricât de buni, faini sunt, sunt subiectivi, și atunci am început să mă uit și la altfel de fotografii, la altfel de documentare, care nu neapărat câștigau. Dar în principal m-am uitat la asta, m-am uitat la concursul la National Geographic, la WordPress Photo, la Sony Photo Awards, la Pulitzer, la Dej Japan și la mai multe. Mă uitam să văd ce se face. A fost unul dintre modurile de a mă educa. Filmele la fel, și eu am mai avut, cred că, un avantaj poate și datorită educației, am citit. Și atunci când am citit, îmi imaginam, adică vedeam ce citeam. Dacă cineva, dacă scriitorul, nu știu, descria o livadă, o întâlnire, o întâmplare, un câine, îmi imaginam. Și m-a ajutat și lucrul ăsta. Iar apoi strada, chiar dacă ești, după părerea mea, orice fel de fotograf, aproape, strada este un foarte bun poligon unde vezi. Pentru că lucrurile se întâmplă atât de repede. De fapt, mie de asta mi-a și plăcut strada. Pentru că reușea să... Te ține în priză, te ține activ, îți ține creierul ocupat tot timpul. Exact. Deci reușea să... Creierul meu elimina dopamina. Era foarte, foarte bucuros, da? Și centrii de reward, de recompensă, erau activi pentru că în fracțiuni de secundă trebuia să să aleg subiectul, să mă așez în unghiul potrivit, să decupez, să-l gândesc, adică ce las afară, ce las în cadru, compoziție, și să declanșez. În rarele, foarte rarele momente în care toate lucrurile astea mi-au ieșit, creierul meu era foarte, foarte happy. Uite, ai un obiectiv preferat pentru fotografia de stradă? Nu știu, că mă gândesc că de multe ori nu ești în locul potrivit, nu ești în momentul potrivit, deși ai văzut cadrul potrivit. Dar nu ești acolo, n-ai nici obiectivul potrivit, nu ești nici în punctul de stație corect. O să deranjez puțină lume, pentru că am o atitudine oarecum puristă vis-a-vis de fotografia de stradă, adică nu stage, nu regizat, unul la mână, și doi la mână, cel mai bun zoom sunt picioarele. Adică am un 23. Iar dacă sunt prea departe, mă duc mai aproape. Dacă mă duc mai aproape și s-a pierdut cadrul, îmi pare rău. Îl aștepți pe următorul. Există o vorbă a unui fotograf britanic care spunea că pe stradă nu ești în safari. Și oamenii nu sunt animale să fotografiezi cu un tele. Nu știu cât de adevărat e, nu știu cât de corect e, dar eu am un 23, bine, și un 35. Cu astea două mă mișc, sincer, și sunt arhi-suficiente. Uite că, pentru că suntem pe un stream la F64, suntem și curioși ce 23 și 35, probabil Fuji? Da, îndeosebi cum Fuji lucrez. Am vorbit, există niște discuții. Poate o să colaborez cu cei la Fuji mai apropiat, într-un viitor nu foarte îndepărtat, tot mă joc cu cuvintele. Da, Fuji îmi place foarte mult. Îmi place că n-am apucat să pun pe X-T4, dar am lucrat și cu X-T2 și cu X-T3
și am lucrat mai ales la, sunt fotograf și la Festivalul Național de Teatru și sincer să fiu, am fost un pic reticent cu XT2-ul la început acum câțiva ani, dar s-a mișcat extraordinar, foarte fain și da, cred că e aparatul pe care mi-l are. Care sunt motivele? Mai ușor? E mai, sunt culorile mai frumoase, mai interesante, mai ușor de editat imaginile? Care sunt motivele pentru care ai ales să lucrezi? Sigur, îți spun. Pentru mine aparatul e mai degrabă unealtă, așa cum am zis de când m-am apucat și mențin ideea asta, dar e o unealtă pe care, care mă ajută foarte mult. Și atunci, ce mi-a plăcut mie la Fuji e rapiditatea autofocusului. La teatru sunt anumite scene care se derulează extrem de repede și atunci îți trebuie lucrul ăsta. Apoi zgomote de imagine redus la valori ISO mari, ceea ce iarăși mă interesează pentru că nu întotdeauna ai timp. Trebuie să dai, la Festivalul Național de Teatru trebuie să dai pozele în acea seară. Și dacă ai trei spectacole, le dai în 10 minute. Dacă ai trei spectacole, da, și ajungi acasă, nu ți arde și nici nu ai timp neapărat să stai să editezi. Bun, deci asta, calitatea JPEG-urilor e foarte, foarte bună. Asta m-a impresionat și pe mine la Fuji. Exact, iarăși important. Da, și culorile, pentru că nu mai trebuie să mai editez, sunt importante, dar acolo asta mă interesează mai degrabă în plan secund. Îmi place pentru că mi se așează bine în mână, ceea ce nu credeam până acum câțiva ani că e foarte important, până când mi-a zis Dinu Lazar, dacă nu greșesc, du-te în magazin și vezi, pune un apel și vezi cum ți se așează. Că s-ar putea să nu fie croit neapărat. Poate ai mâna mai mare? Da, nu e foarte important, dar e atunci când stai destul de mult în brațe cu el și, mă rog, spre deosebire de DSLR-uri, în modul silențios, care pe mine mă încântă foarte mult în ceea ce vrește piese de teatru, pentru că și așa trebuie să mă mișc, oricum deranjez un pic, dacă aș mai și clănțăni, nu eu, ci el, dacă ar mai și clănțăni, iar dacă are un mod quiet, mă rog, care oricum... Asta zicea și Pete Souza când a fost întrebat, înainte să apară camerele astea cu Silent Shutter, de ce a ales Canon. Și a zis că pentru modul silențios, care e mult mai silențios decât cel de la Nikon, pe vremea aia... Da, exact, e foarte important. Îl urmăresc și eu pe Instagram și recomand oamenilor să caute, să vadă cine e Pete Souza. Care enciclopedie. Da, bine, sigur, a avut și un președinte, pentru că... Nu, a avut un președinte, am vrut să zic, fotogenic. Mă refer la Obama și... Și mai ales un președinte care i-a dat acces, că despre asta e vorba. Sigur că da, sigur că da, pentru că mi-e greu să cred că îl poți fotografia fain pe Trump. Pentru că în prima experiență nu prea a avut același acces. Da, nu prea a avut acces, e adevărat, da. Cristi, dacă îmi permiți o întrebare... Dacă îmi permiți o întrebare, uite, mă uit la tine pe site aici, pe site, pe Facebook, și scrie fotograf oficial Festival Național de Teatru. Cum arată o zi a unui fotograf când merge și e bună întrebare. Și merge și face fotografii la artiști? Mulțumim, Grama, pentru vinul foarte bun. Păi o zi poate să înceapă de foarte dimineață, de pe la vreo 9, cu descărcări de tiruri, descărcări de decor, unde trebuie să faci câteva imagini pentru arhivă. Apoi poate continua cu montări de decor, unde iarăși trebuie să faci niște fotografii să fie și faine, dar de fapt să și explice ce se întâmplă acolo, dar să fie și faine, pentru că altfel nu are rost să mergi. E o pauză undeva spre după amiază, în care îți reîncarci bateriile și la propriu și la figurar, mă rog. Și spre seară intri în focurile spectacolelor, pe care de cele mai multe ori nu le-ai văzut înainte. Deci sunt zeci de minute în care stăm, de fapt, că suntem o echipă acolo și o echipă fantastică. Stai cu aparatul la ochi și încerci să anticipezi ce se va întâmpla din inflexiuni, din gesturi, din inflexiunile și din gesturile actorilor. Tragi cadre. Se termină piesa, că toată pleci înainte, cu 10 minute, pentru că trebuie să ajungi la alt teatru, în altă parte a Bucureștiului, și să te pregătești pentru următoarea piesă. Și de obicei a ieșit a treia piesă, pe undeva pe la 11, pe la Metropolis sau mai știu unde. Mergi acolo, fotografiezi,
te-ai suit într-un taxi sau într-un Uber, ai ajuns acasă, ai descărcat, te-ai uitat. Bine, în general cam știu ce fotografii aș vrea să am. Le cam știu din momentul în care le-am tras, le simt, mai ales acum după 5 ani. Și mă duc direct la ele, le aleg din fiecare spectacol, le editez sumar, da? Și le-am trimis, nu știu, undeva pe la 3 adorm, după care a doua zi, probabil, da, nu se întâmplă foarte des, pentru că alt coleg o să preia descărcările de tiruri, dar uneori se poate întâmpla ca la 9 să trebuie să ajungi iarăși la Teatrul Național, de exemplu, sau nu știu unde să repetiții sau orice altceva. Dar poate a sunat mai alambicat și mai greu decât este. E foarte fain, în primul rând. Îmi place foarte mult lumea asta a teatrului. Îmi place, mi-ar plăcea foarte tare să și fotografiez, să fotografiez și în culise, pardon. Am făcut asta. Nu te-au lăsat acolo? N-ai voie? Adică, decât documentezi în afara scenei? Da, e destul de greu, pentru că nu prea ai timp, sincer, să fii. M-ar plăcea să urmăresc viața unui spectacol de când începe, de când se stabilește că începe și până la premieră. Asta mi-ar plăcea să fac în teatru, sincer să fiu. Pentru că am intrat în culise, asta vreau să spun, am intrat în culisele trupei acesteia rusești și e fain și ce se întâmplă acolo. Adică mi-ar plăcea cumva să fie o imagine completă pentru spectator. Și repetiții, și culise, și scenă. Asta ar fi un deci proiect. Fotografia de teatru nu e atât de simplă pe cât pare când vezi un album cu fotografii de la un spectacol de teatru. E multă muncă în spatele acelui set de fotografii. Eu știu pe cineva care face tot fotografie de teatru, Augustina Iohan, dacă se uită, o salut. Da, o știu și eu. Salutăm. O salutăm și îmi spuneam, povestea că e mult de muncă și e greu, nu e atât de ușor pe cât pare. Da, e greu, dar încă o dată e fain. De exemplu, am fost fotografiat într-un an și la Festivalul Enescu, la fel în culise, și câteodată, atunci când faci ce-ți place și când lucrurile sunt extrem de frumoase, e mai puțin importantă munca, pentru că te duci acasă și ești satisfăcut de ce s-a întâmplat. Și asta e foarte important. Iar dacă se aud niște sunete, am o pisică care se joacă pe aici. Nu-i bai. Uite, înainte să iau o întrebare care pare un pic mai grea, și cred că e o întrebare legată un pic și de politică și nu prea aș vrea să o iau, dar poate o luăm așa, sub o formă, nu știu dacă e cu direcție sau nu. O să te întreb înainte, ce crezi? Cât este fotografia despre tine ca fotograf și cât este despre ce ai în fața camerei? O să colesc un pic răspunsul meu și o să încep cu altceva. Și spun și de ce, pentru că omul a fost mai deștept decât mine și mai clar decât mine și nu mi-e rușine când se întâmplă lucrul ăsta din contră, mi se pare plăcut. Se numește un francez, a zis asta, o să-mi aduc amintele probabil, dacă nu o să fiu scuzat, sper, e de la carantină. Un francez a rostit acest the backward glance, și anume privirea în interior. Cred că, în primul rând, fotografia, pornind la ce a zis el, fotografia se face dinspre vizor către interiorul tău și apoi, abia apoi, ce simți, ce trăiești, ce ai iubit, ce ai urât și toate lucrurile astea, ce ai citit, ce ai văzut, se transferă în exterior. Deci, în primul rând, o privire către profunzimea ta și apoi prin prisma ceea ce am spus mai devreme. Trebuie să o simți. Exact. Da, și s-o și reușesc să traduci în gând. Eu țin la chestia asta. Sunt mai puțin fotograf, cred, pe simțit și mai degrabă pe undeva pe simțit și gândit oarecum. Reacție. Există un echilibru. Fotograf da, există un echilibru între cele două. Am uitat întrebarea, bineînțeles. Cât e despre tine ca fotograf și cât e despre subiectul din fața camerei? Fotografia, general. Cred că e vorba despre cât de mult înțelegi, și rezonezi și empatizezi cu subiectul din fața ta. Deci undeva iarăși o dualitate. E acea intimitate, dacă vrei, nu neapărat, adică nu neapărat, nu fizică, poate nu e nici de gând, dar de stare între tine și ceea ce fotografiezi.
ci totdeauna fotografia cred că te va da de gol într-un segment al vieții tale. Fie că ești prefăcut, fie că ești superficial, fie că ești cum vrei tu. Cred că la un moment dat te va da de gol. Și un lucru de care mie, de exemplu, mi-e teamă, e că cred că de ce mi-e teamă în fotografie, apropo de întrebare, mie să nu fiu impostor. Fotografia să nu-mi fi dat mai mult mie decât îi dau eu ei. Și de asta atunci când am proiecte de genul Carcaliu, poate Văcărești, poate Dobrogea, să mergem și la proiectul respectiv. Încerc pe cât posibil să fiu cât mai implicat. Tocmai pentru a fi util, în primul rând, și pentru a simți că am făcut tot ce e posibil pentru fotografie în sine, pentru ideea de fotografie, nu musai pentru oamenii respectivi. Deci, cred că răspunzând pe fapt, acum varianta scurtă, este despre subiectul din fața ta, dar în aceeași măsură ești despre tine, cel care fotografiezi. Bun, o să mergem și către zona asta. Știu că ai zis că nu vrei să discutăm neapărat de fotografie de presă, că tu nu faci în mod repetat lucrul ăsta. Crezi că fotografia de presă, nu neapărat ceea ce e în spatele fotografiei de presă, e lipsit de empatie cumva? Adică există codul ăla deontologic al jurnalistului, cum că n-ai voie să intervii atunci când în acțiunea din fața camerei tale. Crezi că e cumva lipsit de empatie lucrul ăsta? Adică până la urmă suntem niște oameni înainte de a fi fotografi și ar trebui să simțim de fiecare dată ce fotografiem. Exact cum ai zis și tu mai devreme. Am două exemple aici. Unul, mi-a povestit un prieten că un curs de la Universitatea Americană se numea Kick It or Leave It, dacă nu greșesc, dar s-ar putea să-mi aduc aminte. Era fotografia unui călugăr budist care era într-o piață și avea lângă el un recipient cu benzină și urma să-și dea foc. Și studenții erau întrebați dacă ar lovi recipientul Kick It sau dacă ar lăsa să se întâmple lucrurile absolut natural și călugurul budist care protesta, apropo, în felul ăsta, să-și dea foc și doar să fie niște martori la ceea ce urma să se întâmple. Deci mi-am început să-mi pun problema. Apoi am găsit o fotografie lui Vadim Ghirbe, cine nu știe, a trebuit să-l caute să vadă fotografiile lui. Cred că multă lume știe cine e Nu-i place să zic cel mai bun sau ce mai așa, așa că renunț la idee. Am văzut o fotografie cu el în care pusese mâna pe un lemn de la o targă și căra împreună cu alți trei soldați un rănit. E bine, da, cred că în anumite situații în cele mai multe dintre situații să fii om e mult mai important decât să fii fotograf. Și empatia la anumiți oameni, de exemplu, e covârșitoare, adică preia controlul. La alții nu și reușesc să stea liniștiți chiar și lângă ei, când lângă ei se întâmplă o tragedie sau, nu știu, să se plângă sau să se întâmple tot felul de grozăvii. Deci depinde de cum ești tu. Deci dacă e genul de om care simte suferința omului din fața sau subiectului din fața camerei, mai bine nu te apuci de fotografie de presă, nu? Sau cum? Da, uite, eu m-am zis... Eu cunosc oameni de genul ăsta și... Îți dau și un exemplu personal. Există între cele două și de fotografii care rulează sau câte sunt. Una cu o familie din Văcărești care îi murise copilul unul dintre copii într-un incendiu, într-o baracă. Și am fost a doua zi de dimineață acolo și am fotografiat. Și Măuța și Florin se numesc oamenii din fotografie. Și în timp ce stăteam la o distanță, am încercat, nu m-am confruntat niciodată cu așa ceva, decât văzusem în alte fotografii. Deci nu știam absolut deloc cum să interpretez un asemenea caz. Am stat la o distanță cât de respectabilă, pe cât de respectabilă, pe atât totuși de apropiată să se vadă ce se întâmplă în fotografie. E, în clipa în care am început să plângă și să jelească, declanșeam fără să văd. Pentru că și făceam același lucru. Adică declanșam și speram să se întâmple ceva ok în fotografie. Deci n-am putut să mă disociez de oamenii pe care îi cunoșteam de 3-4 ani și să-i privesc ca pe niște
subiecți cărora li s-a întâmplat o tragedie, iar eu sunt acolo să documentez pur și simplu ziua respectivă. N-a tot. Bănuiesc că e mult mai bine să poți. Pentru că dacă te empatizezi cu, și ești fotograf de presă sau fotograf de zonă de conflict, să fii medic chirurg. Da, dar empatizezi cu tot felul de astfel de cazuri, bănuiesc că la un moment dat pur și simplu îi raznaște de pe pereți. Adică te încarci cu atât de multe lucruri. Probabil nu e potrivită meseria asta pentru oamenii care simt foarte mult suferința altora. Care empatizează foarte tare, da. Uite, știu că tu ai fotografiat și protestele de la Roșia Montana, ai început chiar de acolo și mă întorc la întrebarea asta, sper să nu fie o întrebare cu direcție, o pune Paul, zice, ce părere ai, Cristian, că anumiți fotografi lucrează pentru anumite cu partide și documentează anumite evenimente ca atare? Ofer un exemplu de care am aflat, un fotograf afiliat cu PSD și protestele care au avut loc în România. Mulțumesc! E destul de delicată întrebarea, dar e și faină și mulțumim lui Paul. E vorba de a documenta ceva, eu sper, în ceea ce crezi. Adică, de exemplu, n-aș putea pe bani să mă duc să fotografiez pe cineva... Niște proteste. Nu, niște... A, pe bani n-aș putea să mă duc să fotografiez niște proteste pentru că mi se pare ok. Dar, absolut. Dar să fotografiez pe cineva în care... Doar dacă ești de la jandarmerie. Da, probabil. Să fotografiez pe cineva care nu-mi place sau în care nu cred. Sigur că banii sunt aceiași sau banii, cum se zice, prostioara aia cu n-au miros, dar nu cred că aș putea. Pentru că nu cred că aș putea să fac treabă bună. Deși un fotograf profesionist, sunt absolut convins, ar trebui să facă treabă bună indiferent de cine stă în fața lui. Asta cred. Dar eu, sincer să fiu, nu știu dacă aș putea să fac lucrul ăsta. Iar asta cu fotografi care se duc la anumite partide și fotografiază în campanii electorale se practică peste tot în lume. Eu sper și cred că nu iau bani, ci anume doar documentează. Că unii fotografi se duc doar la anumite partide sau la anumiți candidați și fotografiază, așa merg lucrurile și din păcate din fericire nu ne putem opune noi. Da, sunt anumite simpatii și e absolut firesc, cred, să existe simpatiile astea. Eu la Roșia Montana, revenind la întrebarea ta, eram crud. Îmi povestei că ai început chiar de acolo, că ai fost la Roșia Montana și apoi ai continuat cu proteste. Da, acolo am prins gustul protestelor, am și prins gustul unui pumn în stomac de la un jandarm care nu și-a dat seama că sunt fotograf, dar e botezul focului, între ghilimele, deci a fost în regulă, bănuiesc că alți fotografi au avut parte de chestii mult mai, mult mai grave. Mi-a plăcut energia, mai ales cea de la început, care se vedea că e, să zic așa, curată și autentică și m-a prins starea asta de efuziune și astfel am fost, cred că în fiecare seară, vreo 3 săptămâni, nu știu cât a durat exact, dar cred că vreo 3 săptămâni am fost. Am și avut niște fotografii într-un album foarte, foarte fain al celor de la Documentaria cu protestele din România. Am avut niște fotografii la Roșia Montana și da, de acolo am văzut cum se... Am văzut o mulțime de lucruri și am învățat și despre mine chestii. Am văzut cum se poate coagula foarte fain o manifestare. Am văzut cum există anumite grupuri care pot manipula, unii care se lasă manipulați. Am văzut și intervenția jandarmilor pe care o știm cu toții uneori, justificată sau nu. După cum spuneam, am și primit o scatolcă, dar una peste alta a fost fain. Ce mi-aduc aminte e că, ce mi-aduc aminte nasol, dincolo de jandarmul respectiv, e că aveam o cameră care nu prea fotografia în lumină slabă și asta uneori mă... Eu mi-aduc aminte că mergeam undeva la ISO 10.000 în perioada aia, da. Aveam un Canon 5D Mark II. O cameră mai bună decât țin să spun, pe care aveam atunci. Și am ratat niște cadre, dar una peste alta a fost experiență. Uite, am o întrebare pentru tine legat de asta. Crezi că au fost mulți fotografi care au documentat protestele de la Roșia Montană din București? Crezi că cei care au ieșit în stradă să fotografieze au avut un aport în a face o imagine mai clară și mai onestă asupra ceea ce se întâmpla de fapt acolo? Asta e o întrebare foarte grea.
Și revenim la fotograf. Depinde cât de onest ești tu în general cu tine. Pentru că sunt unii fotografi pe care îi cunosc și merg la proteste, nu contează, PSD, PNL, etc. Și vor să fotografieze ceva, să scoată în evidență ceva, poate că oamenii n-au dinți, poate că, nu știu, orice altceva. Și sunt fotografi care merg indiferent, și cei din fața lor sunt doar niște oameni pe care ei încearcă să-i fotografieze indiferent de ce strigă oamenii respectivi și de partea cui sunt. Hai să vorbim de partea aia bună a lucrurilor, fotografii, da, care chiar sigur s-au dus acolo să arate că lucrurile sunt sub o formă. Da, eu cred că au contribuit foarte mult și acum cu explozia asta de conturi de pe Facebook, e foarte simplu să coagulezi oameni cu ajutorul fotografiilor. Pentru că oamenilor le place întotdeauna să facă parte din ceva mare, ceva care îi face să se simtă în siguranță și acceptați. Și atunci, da, răspunzându strict la întrebare, da, cred că au contribuit destul de mult la faptul că protestul a și durat destul de mult, deci a avut o viață îndelungată. Cred că și fotografiile, da, și au fost o mulțime de fotografii. Exact. Sunt multe fotografii excepționale din perioada aia. Sigur, exact, da. Păi cred că mulți au început ca și mine în perioada aia și au prins gustul. Bun. Mai e o întrebare, Marius, aici, dacă îmi permiți. Zi, Ștefan. Sorin Oancea te întreabă, munca cui te-a influențat cel mai mult? Cu siguranță toți avem surse de inspirație sau oameni pe care îi urmărim și ne uităm. Care este sursa ta de inspirație și ce ți-au plăcut de la oamenii pe care îi urmărești? Mie îmi place destul de mult Natchway. James Natchway. Îmi place mult Vadim Ghirdă. Iar îmi place Alex Webb, ca să dau câteva nume. Asta e deja la început, l-am notat. Sigur. Îmi place Sergio Larrain, un fotograf poate mai puțin cunoscut. Îmi place Thiago Santana. Cei doi din urmă sunt mai degrabă fotografi documentari. Îmi place pentru umorul lui fenomenal, îmi place René Maltet, un francez, cu un nume predestinat practic, Maltet. Asta e și foarte interesant. Mai îmi place, cine mai îmi place? Îmi place și Dan Arbus, îmi place și Mary Ellen Mark. Îmi place și... Sunt fotograf cu stiluri oarecum diferite. Bănuiesc că de la fiecare ai luat câte ceva care te-a influențat pe tine. Și e normal până la urmă că nu poți să ai neapărat un stil și să ai ochelari de cal și să te uiți într-o singură direcție, ci e ok să vezi diversitate, să te inspiri de la cât mai mulți fotografi și să iei ce îți place ție de fapt și să aplici în munca ta. Da, sigur, și nici nu am dat într-o... N-am încercat să-i pun în categorii. Mai nou îmi place foarte mult ce a făcut Vivian Mayer, sigur îmi place și Bresson, îmi place și Kudelka, iarăși mult, pe care am și avut... Pizzouza, cred că mai devreme. Pizzouza, da, dar mai degrabă Pizzouza îl știu doar pentru Obama, pentru perioada Obama, decât pentru altceva. Sunt o mulțime de fotografi la care mă uit. Ar fi greu de făcut, dar poate o să se ocupe cei de la F64 și o să facă o listă. Bine, pe blogul lor găsim multe informații despre... Și am și scris pe blogul lor, am scris destul de multe articole despre fotografi care îmi plac. Uite, de curând colaborez într-un fel, să zic, cu Daniel Etter, care e un fotograf german, câștigător de WordPress Photo și de Pulitzer, cu care am mers și din două zone din România. Am mers în Mina, la Lupeni și la Lona, și am mers și în Maramureș. Am fost un soi de fixer și vreau să spun că pe măsură ce l-am descoperit ca și om, a început să mă intereseze din ce în ce mai mult, au început să mă intereseze din ce în ce mai mult și fotografiile lui, deși mă uitasem la început, atunci când m-a apelat. Și are niște fotografii foarte faine și niște proiecte pe care chiar vă invit. Poate reușiți să-i lăsăm un site sau un cont de Instagram să vadă și oamenii. După ce încheiem live-ul, să lăsăm acolo un link. Sigur. Și ce a făcut în minele de la Lona și la Lupeni e chiar, chiar deosebit. Este un fotograf anume care ți-a influențat efectiv stilul de a fotografia?
Sincer să fiu, n-aș putea să pun degetul pe unul anume, dar sunt convins că non-conștient am preluat elemente de la mulți dintre ei. Dar dacă pot să spun unul pe care îl admir, pe care îl admir foarte mult, cred că e James Nachtwey, cred. Și pe, și, nu, Nachtwey și Salgado. Cred că ei doi, pe ei doi i-aș pune în... Ce aveau ei, ce aveau ei diferit față de fotografii de care, pe care ni ei tot enumerat mai devreme? Bine, amândoi sunt două enciclopedii, nu știu dacă există ceva, dacă au ceva diferit. Da, la Salgado, în primul rând empatia față de ce fotografiază, diversitatea lucrurilor pe care le-a fotografiat, profunzimea cu care a mers în subiectele pe care le-a fotografiat, iar la noi cei cred că capacitatea de a-ți propune ceva și de a ajunge foarte bun la acel ceva. Pentru că el la un moment dat, contrar, cred, multora dintre fotografi, la un moment dat și-a propus să devină și a devenit probabil cel mai cunoscut fotojurnalist al contemporan. Dar, în schimb, ce am auzit ulterior de la fotograf români despre el, și anume că nu e un tip extrem de empatic, dar, pe de altă parte, poate că e bine să ecranezi un pic de-a lungul carierei, să ecranezi empatia asta, având în vedere câte orori ai văzut. De la el ce îmi place este, în principal, este capacitatea de a fi unde trebuie, când trebuie și de a declanșa. Păi, cred că asta e idealul. Talent, între ghilimele. Cred că așa s-ar numi talent fotografic. Talent, multă muncă, informare, cum ziceai tu mai devreme, pentru că să fii la locul potrivit, în locul potrivit, la momentul potrivit, cred că de la informare pleacă tot. Nu e vorba de noroc, nu e vorba de talent, ci pur și simplu știi că trebuie să fii acolo. Nu, ce am vrut să spun prin talent a fost vorba de instinctul pe care îl are, de a se poziționa. Asta e instinct. La asta mă referam când am zis. Da. Deci cred că ei doi, Salgado și Nachtwey. Bun, hai să ne întoarcem un pic la munca ta. Uite, mă uitam și mai devreme. Ăsta e unul dintre proiectele care îmi place mie foarte mult de la tine. L-am descoperit zilele trecute. Cel de la Carcaliu, cu comunitatea de lipoveni. O să răspund și fetei care ne-a întrebat ceva mai devreme, și anume legat de cum încep proiecte. Carcaliu nu s-a bucurat de un sprijin pe care eu îl speram din partea comunității de ruși lipoveni de aici, de la București. Astfel că la un moment dat am zis, ok, ar fi vrut, dar ce fac, dar de ce, dar tot felul de mici precursuri de genul ăsta. Și atunci la un moment dat am zis, ok, bun, mă duc, vorbesc de la București cu cineva de acolo, din Carcaliu, și mă duc. Din fericire am avut și unde să fiu găzduit, ceea ce a fost foarte fain și le mulțumesc încă o dată pentru lucrul ăsta. Și mi-am propus următorul lucru la proiectul Carcaliu, să fotografiez Rusalile, Paștele și Anul Nou, ei fiind creștini ortodoxi, perit vechi. Rușii lipoveni din Carcaliu. Și la ce etapă ești acum? Că îmi dau seama din fotografiile pe care le văd la tine pe site, poate nu i-am datat, sunt de la Rusalii și Paște? Da, de la Rusalii și Paște mai am Anul Nou, pe care ar fi trebuit să-l fac până acum, sincer, dar deocamdată nu s-a evit ocazia. Între timp s-a schimbat și preotul de acolo, de la biserică, și a fost iarăși un pic de... a trebuit un pic de timp până să mă reconectez la ceea ce se întâmplă acolo, dar până la urmă a fost în regulă. E mai degrabă un proiect mai de stare, mai vizual, pentru că sunt porturile acelea absolut deosebite pe care le au. Da. Și din fericire am reușit să înglobez mai multe elemente ale vieții lor. Acum aș fi vrut vara să merg probabil un pic și la Dunăre, pentru că se întâmplă și acolo lucruri cu tinerii care se scaldă, pescuiesc, tot felul de lucruri, dansează, cântă. Aș fi vrut să prind, sincer să fiu, și o nuntă, și am fost, oricât de bizar ar părea unora lucrul acesta, am fost și la o mormântare
din Carcaliu, pe care am fotografiat-o. Deci, tot la fel am încercat, dincolo de aceste trei momente clasice, Stas, și anume Rusalele, Paștele și Anul Nou, am încercat cumva să mă implic și adiacent în viața comunității și să fotografiez câte puțin din ce se întâmplă. Deci e foarte important să, în momentul în care te gândești la un proiect, să previi, să insiști, să mergi de cât mai multe ori e nevoie în locul respectiv, ca să poți să dai o... E foarte important. Să poți să dai o direcție proiectului respectiv. Și să fie cât mai rotund proiectul. Plus, există și un calcul matematic foarte simplu. Cu cât tragi mai multe cadre, cu cât mergi mai mult acolo, cu atât vezi mai multe lucruri interesante și cu cât tragi mai multe cadre acelor lucruri interesante, cu atât există posibilitatea ca unele dintre ele să fie faine și să le păstrezi. Deci e și o chestie pur și simplu matematică. Cu cât te afli mai mult în fața unui subiect, cu atât cresc posibilitățile de a face fotografii. Uite, citeam în descrierea ta că spuneai că încă nu ți-ai găsit. Ai fotografiat atât de mult până acum, dar încă nu ți-ai găsit un proiect de suflet. Ce le-a lipsit proiectelor pe care le-ai făcut până acum ca să nu ajungă la sufletul tău așa cum ți-ai dori? La întrebarea asta nu m-am gândit nici eu până acum. Am vrut să te fericire... pic în dificultate. Din fericire am un răspuns. Pe măsură ce m-ai întrebat, am și un răspuns. Da. Componenta foarte, foarte umană. Am proiectul în cap. Trebuie doar să găsesc metoda și subiecții potriviți care să înțeleagă ce vreau și să accepte ceea ce vreau. Oricât de colțuros aș părea pentru unii, îmi place să mă implic în ceea ce înseamnă în proiecte cu un impact uman mare. Pentru că astfel reușesc în mintea mea, reușesc cumva să fiu și util și să nasc niște întrebări, pentru că îmi place să cred că fotografia e și despre asta, despre a naște întrebări și despre noi și despre ceea ce vedem în față, oricât direct. Uzat sună lucrul ăsta. Și atunci proiectul, repet, l-am, aș vrea doar să găsesc condițiile potrivite să-l încep. Și e un proiect cu o încărcătură mai mare decât ce am făcut până acum, o încărcătură umană mai mare decât ce am făcut până acum. Deci ai în minte exact cum ar arăta proiectul ăla de suflet, nu știi exact când o să apară. Adică o să... Dacă aș găsi un pic de sprijin, probabil că ar și apărea într-un fel sau altul. Îmi trebuie 10 și jumătate. Uite că a trecut o oră și jumătate de când suntem aici, nici nu știu când a trecut, ca de fiecare dată, de altfel. Deci îmi trebuie un imbold și îmi trebuie un pic de sprijin. Și să fiu sincer, până la capăt mai întrebi ceva. Îmi trebuie să redescopăr plăcerea de fotografie, care în ultimul timp, din motive diverse, m-a cam ocolit. Îmi place în continuare să mă uit, îmi place să învăț, să observi. Dar ies mai puțin să fotografiez. Bine, acum nici nu prea avea cum, de fapt am avea cum, dar e mai indicat să stăm în casă. Eu încerc să ies cât mai puțin, chiar dacă mi-aș dori să ies. Uite, o să terminăm cu o întrebare și poate facem și niște concluzii așa pe final. Întreabă tot Sorin Oancea, ce planuri ai pentru viitor? Sorin, îți mulțumim pentru întrebări, în primul rând. În viitor vreau să câștig bani de pe urma fotografiei, iar dacă nu câștig bani de pe urma fotografiei, să câștig bani, punct. Și dacă pot să fac și fotografie documentară sau de care îmi place mie, cu atât mai bine. Dar, punctual, legat de fotografie, vreau neapărat să încep proiectul de care am povestit un pic. Mi-a plăcut prea mult. E greu pentru că nu pot să cer ajutor pe Facebook și pentru că am o mică doză de paranoia care cred că e specifică, nu știu dacă neapărat fotografilor, de a nu se afla și de a se face înainte să apuc eu. S-ar putea să fie nejustificată teama asta sau s-ar putea să fie justificată, nu știu, nu dau seama exact, dar Facebook ar putea fi un motor prin care aș putea să ajung la ceea ce îmi doresc și de a începe. Pentru că sunt absolut convins că e greu până când voi face prima fotografie.
care lucrurile se vor reașeza. Întotdeauna e așa. Da, e adevărat. Uite, am vorbit foarte puțin despre premiile pe care tu le ai. Le-am trecut în descrierea evenimentului, acolo unde a fost cazul. Știu că ai și câteva premii importante, cum ar fi două mențiuni la Sony Photo Awards în 2013 și 2014, dacă am reținut bine. Dar cel mai important pentru tine ar fi faptul că ai fost selectat printre finaliștii Japan Days, alături de câștigători de World Press Photo și premii Pulitzer. Cât de importante sunt premiile astea pentru tine? Și ce reprezintă, de fapt? În primul rând, n-ar trebui să fie importante pentru aproape nimeni, pentru că, deoarece acolo sunt niște oameni care, chiar dacă se pricep foarte bine la fotografie, sunt subiectivi, poate s-au trezit cu probleme în dimineața aia, poate că există tot felul de chestii care i-ar putea deturna. În plus, faptul că tu nu câștigi ceva la un concurs, nu înseamnă neapărat că ceea ce ai înscris este slab. Poate să însemne că e bun, dar că ceilalți au fost foarte buni. Deci nu trebuie să te apese lucrul ăsta. Bun. Sunt la o parte chestia asta pe care o spun, dar o cred doar 3 sferturi. Pentru mine e important să am o oarecare recunoaștere. De asta atunci când eram la început, înscriam la concursul, de unde și mențiunile la Sony World Photo Awards. Între timp nu am mai avut acest obicei. Am mai participat câțiva ani, de ce să zic că n-am mai luat nimic, pentru că nu, am mai participat câțiva ani, după care m-am oprit. Da, la Days Japan a fost extrem de satisfăcător pentru mine, îndeoseb când mă uitam pe lista de finaliști. Și acolo, așa cum ai spus, da, erau câștigători pe Photo și de Pulitzer. Chiar dacă n-am fost printre câștigători, să-ți vezi numele acolo e... Bănuiesc că înseamnă ceva. Fain. Da, e foarte fain și îți dă un imbold și cumva te și legitimează în ochii tăi, pentru că revenind la ce spuneam mai devreme, în continuare am avut teama asta de a nu fi un intrus în lumea fotografiei. Și atunci te legitimează cumva în ochii tăi și ți-e mai simplu, mai ales că după aceea am avut și cover în revista lor, care este lunar. Am avut și cover și am avut și 4-5 fotografii de interior. Apoi a venit și publicarea în National Geographic Magazine, mă rog, revista mamă de la ei de acolo. Și toate lucrurile astea contribuie oarecum la o conștientizare a proprii munci, să nu zic altfel. Cumva că ești în direcția potrivită și că munca ta contează. În sensul ăsta, da. Și munca ta e apreciată de oameni care se pricep într-o măsură destul de mare la ceea ce înseamnă fotografia. Și e fain. Bun, Cristian, mulțumim mult pentru toate sfaturile utile. Am învățat multe lucruri în seara asta de la tine. Uite, mi-aș dori mai degrabă. Mie întotdeauna mi-a plăcut să stau de vorbă cu cei care sunt la început de drum, cu tineri care sunt pasionați de fotografie și vin și te întreabă multe lucruri și vor să descopere și vor să afle și de fotografia de nuntă și de aia de sport și de aia de documentară și de proiecte. Ce sfaturi ai avea pentru un fotograf tânăr care vrea să se apuce de fotografie documentară, de stradă, fix ce faci tu? În primul rând, pentru fotografia de stradă să iasă clar, să iasă cât mai mult să fotografieze, să încerce să, oricât de bizar ar părea lucrul ăsta, să încerce să se îmbrace cât mai neutru. E foarte important, pentru că oamenii te observă cu greutate și atunci îți oferă o mai mare libertate. Să aibă un aparat, dacă se poate, destul de mic, neintruziv, Fuji. care să nu atragă atenția, iarăși, și să exerseze. Acasă venind, să fie... Nu, e greu să fii necruțător cu fotografiile tale. Să aibă pe cineva în care să aibă încredere, așa cum am avut eu, și să le arate și acel cineva să le spună ce ar putea fi bun și ce ar putea fi mai puțin bun. Pentru că toți avem tendința asta de a ne atașa mai mult decât ar trebui de fotografiile noastre. Și păguboasă una. Eu, de exemplu, făcând o paranteză, în carantina asta mă ocup de ce făceam prin 2012-2013 și șterg ca și când aș șterge praf. Toți facem asta. Niciun fel de milă, exact, fără niciun fel de milă. Bine, acum îmi permit și am confortul necesar. Bun, revenind, să iasă și ajungi acasă, pe lângă faptul ăsta de a
fii cât mai ori să roage pe cineva ori ei să fie cât mai sincer cu munca lor, să se uite la fotografii. E foarte important ca fotograf, dacă vrei să evoluezi, să te uiți la fotografii. Și acum, slavă Domnului, sunt o mulțime de chestii online gratis, mai ales cu problema asta de stat în casă cu pandemia. Sunt o mulțime de cursuri, o mulțime de fotografii. Să te uiți și să înveți. De asemenea, repet, pe mine m-au ajutat filmele. Nu știu dacă e neapărat universal valabil, dar cred că s-ar putea să te educe și lucrul ăsta. În fotografia documentară e foarte important să te documentezi, să știi ce vrei să faci, ce s-a făcut pe marginea acelui subiect, cum abordezi, unde vrei să ajungi, să fii conștient că nu o să câștigi bani decât foarte rar din treaba asta, dacă nu cumva reușești să te lipești la un grup sau undeva unde oamenii știu să facă proiecte și să aibă niște legături și să le fie mai ușor. Dar, în general, să exersezi și să te uiți la fotografii. Să încerci să te duci vizual. Asta e foarte, foarte stringent. Da, uite, se întâmplă ca, mă rog, din experiența mea, cunoscând fotograf la început de drum, să aibă impresia ca după 2 ani, în momentul în care au făcut 2-3 imagini foarte bune, să creadă că deja rup norii cu fotografia. Și ceea ce mie mi se pare oarecum mai puțin onest față de ei, pentru că n-au ajuns încă la, cum vorbeam cu Olga Vușcan acum 2 săptămâni, n-au ajuns încă la alea 10.000 de ore de fotografiat în 2 ani de zile. Crezi că cum ar trebui să treacă peste un moment de genul ăsta în care să creadă că ei sunt de fapt foarte buni după începutul ăsta fulminant, în momentul în care au făcut 2-3 fotografii bune? Marius, pot să-ți răspund și un pic din punct de vedere propriu, în sensul în care chiar dacă nu m-am simțit mic Dumnezeu, ajungerea aia sus acolo pe Bad or Good periodic mă făcea la un moment dat să cred că sunt chiar sunt e ceva de capul. Chestia asta dispare la unii foarte simplu când te raportezi la ce se face pe lumea asta și atunci te așezi ușor în fotoliu, trebuie te să vină cineva care să-ți dea un ciocan în cap și nu, sau să descoperi singur, să lași așa, te lași în fotoliu, ești mai mic și îți dai seama că da, pe lumea asta sunt chiar niște fotografi de adevăratele și niște fotografii de adevăratele. Ce faci tu, e ok, nu o să plângă nimeni după ele și dacă se arde calculatorul sau hardul, nu o să plângă nimeni nici după ele, nici după tine. Bun. Există un mare pericol, și anume Facebook. Pentru că acolo se face o gașcă. Raportare la alții, nu? Da, faci o gașcă, faci floricele, faci ceruleți, rapiță și alte lucruri. Și ai sute, mii de like-uri. Și atunci sigur că ai senzația că gata, ai rupt norii. Adică e clar că ești cineva, nu? Dacă ai sute de like-uri. Iarăși e important la ce te raportezi. Dacă te raportezi la ce se vede pe Facebook, da, s-ar putea să fie ok, dar asta nu înseamnă nimic. Asta mai vorbeam, vorbeam și cu alți fotografii care ziceau, băi, pun o fotografie pe Facebook și iau câteva sute, aproape 1000 de like-uri, dar nu e o fotografie care mie mi se pare bună sau îmi place. Și atunci când o pun pe aia cea mai bună, care eu cred că reprezintă ceva, două like-uri. Deci e... Să știi că e o strategie și eu știu despre, știu fotografi care fac lucrul ăsta pentru a-și menține awareness-ul în jurul numelui. Și anume pun pozulici din diverse parcuri, lumea intră și dă like-uri și apoi pun și una mai greu de priceput, mai dificilă vizual, să zicem. Tocmai. Există un... Fiecare are o strategie. De exemplu, pun doar ce mi se pare mie ok. Și asta e... Adică nu like-urile te validează, asta vreau să spun. Corect. Lumea se raportează mult mai mult decât ar trebui la lucrul ăsta. De asta e un bun reper, oricât am zis mai devreme că eu nu prea mai particip, e un bun reper și să înscrii niște fotografii la un concurs. Sau, ceea ce în România nu există și l-am dat, am vorbit cu Cristina Găleșteană și cu Ana Mărășescu acum mulți ani. Cristina vorbeam legat de asta cu Facebook. Am vorbit acum mulți ani despre a începe niște cursuri de studiat portofolii la X64. Bine, de către mine, de către niște fotografi mult mai pricepuți, care să aibă și în zona asta de editori să fie buni, și atunci oamenii să vină să înscrie niște portofolii și să aibă un feedback cât de cât, hai să-l numim profesionist, între ghilimele, dacă vrei. Dar da, din păcate, comunitatea din România, pentru că nu mai există site-uri și
a apărut Facebook-ul care a omorât tot, nu se mai raportează la ceva. Se raportează doar la numărul de apreciere, atât. Ceea ce e păgubos uneori, sau de cele mai multe ori. Așa e, da. Bine, Cristian, îți mulțumim încă o dată pentru că ai acceptat invitația noastră. Sperăm să ai succes și să-ți găsești proiectul ăla de suflet și abia așteptăm să ne revedem peste, nu știu, cât mai curând să vorbim despre el. O să ținem legătura. Și eu sper, mulțumesc. Mulțumim Grama pentru pachetul de autoizolare trimis pentru vinul. E un Metaf roșu de la Grama. Nu știu, Ștefan, bea ceva alb? Tu ce bei acolo? Eu beau ceva alb. Eu beau aligote. Opa. Alb. Ok. Mulțumim Grama și Mihaela pentru că ne-au trimis chestiile astea. Ne-au făcut discuția mult mai plăcută și mai liberă. Eu simt că m-a luat un pic și am băut doar, cred că, 200 de mililitri. Mulțumim și celor care ne-au pus întrebări și care ne-au urmărit. Le mulțumesc și eu. Mulțumim tuturor. Că au fost, uite, că încă mai sunt oameni care sunt aici. E vineri seară. Nu știu câtă relaxare există, adică să poți să ieși afară din casă, în fața blocului măcar. Dar, uite, oamenii au fost alături de noi și mă bucur că s-au uitat. Și să ne revedem sănătoși, asta e cel mai important. Deci cel mai important, să putem să dăm noroc și să ne îmbrățișem. Exact. Bine, Cristian, mulțumim frumos. Ștefan, dacă la tine urmează mâine o discuție foarte, foarte interesantă la Stai că trag, da. Ai reușit într-un final să-l aduci pe cine? Pe Eduard Schneider, Eduard, nu? Schneider, na. Eu am început emisiunea Stai că trag cu Eddie. El a fost primul meu invitat. Și acum, na, am avut impresia că am creat o buclă în timp, așa, știi? Ne revedem după 2 ani, să vedem ce s-a mai întâmplat. Studioul lui s-a mărit, adică a început să facă iar muzică, pentru că eu așa l-am cunoscut pentru prima oară, făcând muzică, lua melodii de pe vinil și le mixa, le aducea la ritmuri moderne. Asta se întâmpla acum 20 ceva de ani. Adică au trecut foarte mulți ani de atunci și o să fie o plăcere să-l ascultăm. E un om extraordinar, este cetățean de onoare în Sebeș. CV-ul lui n-are rost să mai... Efectiv... O să afle lumea mâine seară, va fi o, să nu stricăm surpriza. Cu siguranță va fi o emisiune delicioasă și pe placul tuturor. Nu rămâne decât să ne vedem mâine la ora 9 pe Stai că trag. Da? Cristi... Iar la Fototox ne vedem săptămâna viitoare. O să pregătim și alte ediții. O să-l avem, o să-i avem pe Cristi Preda și Rael Crișan și o să vorbim de fotografie de sport. Foarte fain fotografie. Da? Păi Rael e printre puținii fotografi pe care îi văd că iese pe stradă în fiecare zi și documentează ce se întâmplă. Și o să vă mai ținem la curent cu ce o să facem aici. Ce să mai... O seară frumoasă tuturor, vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și vă așteptăm și săptămâna viitoare și mâine seară la Ștefan și urmăriți-l pe Cristian pe site-ul lui, pe Instagram, pe Facebook. O să vedeți în curând proiectul lui de suflet că prinde contur. Ok, o seară bună și mulțumim. Seară faină. O seară bună și mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi. Cristi, încă o dată mulțumim pentru timpul acordat. Marius, noi ne vedem săptămâna viitoare. Noi ne mai vedem. Doamne ajută să ne vedem cât mai repede, de-abia aștept să dăm noroc. Dar nu neapărat să dăm noroc, ci să ne vedem face to face, să bem o bere. Asta este, parcă e un vis, parcă de-abia aștept să se întâmple chestia asta. Da, umblă o glumă pe Facebook că cineva a visat că s-au redeschis barurile și că se intră în ordine alfabetică. Eu mă gândesc că sunt la Tudor acum. Nu mai zic, eu sunt la M, deci tot pe acolo suntem, deci tot, destul. Deci voi fi primul, sunt la C. Noi la M și tu, la Muntean. Ok. Corect, adevărat, am încercat să fur startul. Mulțumim. Bine, mult de tot celor care au fost alături de noi. Faină. La revedere, o seară bună.